Iată-ne în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghim, stimați telespectatori. Invitatul nostru de astăzi, Viorel Salan, deputat PSD de Hunedoara. Înainte de publicitate vorbeam despre organizarea programului de vaccinare pentru populație. Haideți să tragem și o concluzie sau mai multe. Cred că ca și concluzii, trei elemente ar trebui scoase în evidență. În primul rând, că platforma electronică pentru înscriere nu funcționează. Așa cum bine ați scos în evidență și dumneavoastră din accesarea platformei. De asemenea, legislație clară privind finanțarea și funcționarea centrelor locale de vaccinare nu există în momentul de față. Ca de altfel, nici nu există stocuri suficiente de vaccin pentru toate persoanele cu grad de ridicat de risc și cele care desfășoară activități esențiale. Mă uitam chiar zile trecute. Nu este foarte clar, eu aici. Deci, concluzia pentru mine pauză. Că nu există nimic, doar multe lozinci ale guvernului de dreapta. Bun, apropo de guvernul de dreapta, mai aveți vreo concluzie de tras? Nu, acestea erau pentru mine semnificative. Vreau să spuneți din punctul nostru de vedere cum mi se pare ceea ce se întâmplă în PNL zilele astea. Mă refer la atacurile lui Sigartău, ale lui Rareș Bogdan, cele trei aripi din PNL, mai nou organizarea congresului, demiterea lui Orban, schimbarea lui, până acum a fost cavalerul luminii, idolul PNL-ului, acum nu mai e bun de nimic, Rareș Bogdan, care promitea că în 30 de zile dispar pensiile speciale, acum sare la gâtul lui Orban, ba mai mult transmite așa cu mantă, ca să spun, mesaje către președintele Iohannis, președinte în fața căruia există videoclipuri pe YouTube, cum Bogdan stătea aproape în poziția ghiocelului. Cum vi se pare? Păi vedeți dumneavoastră, de la formarea coaliției, cât a rezistat acest partid ca să intre în dispute interne? Vreo 15 zile. În 15 zile deja au început cu tot felul de aspecte și o să iasă multe la iveală în perioada următoare și singure o să-și dea din casă, cum s-ar spune, în contextul în care, fiind la guvernare, categoric. Gândiți-vă, acolo îți bani mulți și categoric. Ei sunt preocupați acum nu de problemele esențiale ale țării, când vorbești de învățământ, sănătate sau de pornirea, repornirea economiei, ci disputele lor interne. Pentru că mai au cea de-a doua etapă. Noi ați auzit și zilele trecute când spunea, da, mai avem o ultimă etapă, cea de-a doua, dar care este foarte esențială, vorbind de denumirea secretarilor de stat și a prefecților de județ. Și aceasta va continua. Va continua atât în cadrul Partidului Național Liberal, dar și în rândurile cu săgețile care și le aruncă. Acum, pe surse, apropo de chestia coaliție. Asta vis-a-vis de prefect și așa mai departe, pe surse am aflat că și la Hunedoara ar putea fi schimbat prefectul. Eu îl cunosc pe domnul prefect, mi se pare un tip cel puțin, nu știu, ăsta e punctul meu de vedere, un tip care a fost la locul lui și s-a implicat cât de cât, la fel cum a fost și Fabius pe vremea când era prefect. Am înțeles că ar trebui să vină altcineva de la partidul cu care au făcut alianță, o tânără domnișorică, bun, dar asta e pe surse, care nu are nici în clinici în mânecă, nici cu administrația publică, nici cu guvernul, nici cu politica, da, o să fie și ea pe acolo. Știți ceva de lucrul ăsta? Ați auzit? Nu știu, pentru că nu m-au preocupat aceste aspecte în perioada aceasta, ci m-au preocupat mai mult soluții așa care putem la nivelul nostru al Partidului Social Democrat să le rezolvăm și așa cum și președintele Partidului Social Democrat, domnul Ciolacu, a scos în evidență în repetate rânduri că, într-adevăr, vom face o opoziție cât se poate de constructivă. Astfel încât să putem să rezolvăm chiar din postura de opoziție problemele românilor, că din păcate este regretabil. Suntem partidul care am câștigat alegerile, iar cei care au pierdut alegerile au fost puși de președintele României să formeze coaliția. Domnul Salan, una, vorbiți despre problemele românilor. Problemele românilor încă nu știm care vor fi pe 2021, dar începem să le preconizăm. O condiție obligatorie pentru o mai bună rezolvare ar fi apariția bugetului, care iată întârzie să apară, nici nu știm exact când vor fi, promiteau ăștia că îl vor face undeva la jumătatea lunii, da, am trecut de jumătatea lunii deja, ianuarie, ne apropiem de finalul ei.
Sunt informații care au apărut în spațiu public, se preconizează sau nu, tot pe surse, măsuri de austeritate. Nu știm dacă vor fi sau nu mișcări sindicale, deci un an 2021 tare incert așa la început. Așa este și vă dau perfectă dreptate pentru că deja încep lucrurile să se vadă. Bugetul de stat pe 2021 va fi primul mare proiect pe care trebuie să-l treacă actualul guvern. Însă ce putem să sesizăm și cred că sesizează orice român de bună credință, că există lipsă de transparență. De asemenea, inconsecvență în declarațiile care au fost făcute începând din luna decembrie de actualul premier, în contextul în care spunea că o să vină în luna ianuarie cu proiectul de buget în Parlamentul României. Acum am amânat-o pentru data de 4 februarie. De asemenea, anunțul făcut de premier cu privire la deficitul bugetar de 7% din PIB și mergând mai departe că salariile vor crește cu 3,1%, o sumă care este nesemnificativă comparativ cu inflația care o traversăm. De asemenea, cu pensiile este o situație foarte complicată, având în vedere decizia Curții Constituționale cu privire la contestația făcută de Partidul Național Liberal cu privire la măririle de 40% a punctului de pensie. Ori, în acest context, dându-ne câștig de cauză Partidului Social Democrat, e o problemă foarte dificilă pentru perioada următoare. Însă, noi chiar am venit cu o nouă proiecție de buget la nivelul Partidului Social Democrat, în care vrem să le demonstrăm actualilor guvernanți că sunt banii necesari și pentru salarii și pentru pensii. Însă, așa cum scoteați dumneavoastră și dumneavoastră în evidență, toate aceste aspecte care dau dovadă de lipsă de profesionalism, de consecvență din partea actualului guvern, deja au generat din partea sindicatelor o serie de nemulțumiri și din partea pensionarilor. Deja au fost demarate o serie de mișcări de protest, așa începând cu sindicatul sau sindicatele din Poliția Română, Cartel Alfa, și ele continuă, de fapt, sunt în plin desfășurare protestele. Nemulțumirile sindicatelor nu vizează probleme extraordinare, ci vizează problemele care sunt cât se poate de reale, și când zic aceasta mă refer la salariul minim garantat, care, așa cum ne-a spus actualul guvern, că va fi numai de 41 de lei net, de asemenea cu înghețarea drepturilor salariale, deși piața muncii din România este la un grad de productivitate, zic eu, față de media din Uniunea Europeană, undeva de 65%, dar sunt aspecte care duc și la unele tergiversări care au avut loc cu privire la legislația în domeniul sindicatelor, care încă nu a fost rezolvată până în momentul de față, dar și modul în care se duc negocierile. Cred că ați văzut și ieri prezența sindicatelor la Cotroceni, iar delegația sindicatelor a fost primită de un consilier al președintelui. Au ajuns până acolo, întrucât s-a considerat de cuvință că numai președintele poate să rezolve această problemă. Situația e destul de complicată. La nivelul nostru al Partidului Social Democrat chiar ne-am exprimat dorința de să nu avem vacanță parlamentară în această perioadă, pentru că avem nevoie de un buget. Țara trebuie, într-adevăr, sunt cele trei segmente foarte importante când vorbim de sănătate, de educație, dar și de reluarea economică, și de aceea doream să urgentăm cu acest buget, dar actualii guvernanți nu doresc acest lucru, iată că au amânat-o pentru data de 4 februarie. Bun, alegerile s-au dus, domnul Salan. Îmi spuneați că noastră, cei de la PSD, ați vrut să vă cheme mai devreme la
Parlament la muncă. Nu știu, ca să spun așa. Dar, ca ultimă întrebare, pentru că ne apropiem de final, care ar fi principalele, eu știu, coordonate, ce v-ați propus pentru acest mandat, ce ați dori noastră în calitate de parlamentar, de deputat, ce proiecte mai importante vă propuneți să promovați, care e dialogul la nivelul județului, că până la urmă sunteți deputat de Hunedoara. Vedeți dumneavoastră și sunt convins că cetățenii județului Hunedoara mă cunosc foarte bine și îmi cunosc construcția mea. Am fost un om care am lucrat dintotdeauna în echipă. Și vreau să vă spun că la nivelul județului nostru, echipa social-democraților hunedoreni lucrează și în această perioadă. Vreau să vă spun că am fost prezent aproape zilnic la biroul parlamentar și am încercat să găsesc cât mai multe punți de legătură pentru a avea o comunicare atât cu instituțiile la nivelul județului, dar și cu cetățeni, pentru a putea să cunosc foarte bine problematica la nivelul județului, astfel încât în Parlamentul României să acționăm acolo unde este nevoie pentru județul nostru. Pentru că însă și votul pe care ne l-a dat hunedorenii, atât în luna septembrie la alegerile locale, cât și la alegerile parlamentare, unde Partidul Social Democrat s-a situat pe locul 1 și pe această cale, vreau să le mulțumesc și eu tuturor hunedorenilor, nu vrem să-i dezamăgim. Și pentru aceasta este foarte mult de muncă. Este foarte mult de muncă, spuneam, în primul rând trebuie să avem dialogul, iată, în județ cu instituțiile statului și nu numai, dar și cu cetățenii, pentru a cunoaște problemele. Apoi, în Parlament, să găsim soluțiile și avem suficiente pârghii la dispoziție. Și vreau să vă spun că de la reluarea sesiunii următoare nu voi pregeta să adresez reprezentanților Guvernului României atât întrebări, interpelări cu privire la anumite aspecte care țin de bunul mers al activității în județul nostru. Totodată, mă bucur că există pentru mine o continuitate în activitatea care am desfășurat-o și în Senatul României, respectiv fac parte din Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Până în momentul de față am avut deja 3 ședințe, ultima a fost ieri, și vreau să vă spun, așa cum discutam și cu ceilalți colegi ai mei din cadrul Comisiei de Apărare Ordine Publică, vom face totul astfel încât actele normative care sunt promovate în Parlamentul României, și să nu uităm că, virgulă, Camera Deputaților este cameră decizională în multe din proiectele ce țin de apărare, ordine publică, siguranța României, într-adevăr, să îndeplinească toate condițiile de legalitate și să răspundă nevoilor impuse de activitatea fiecărei componente în parte, fie că vorbim de Ministerul Afacerilor Interne, de Ministerul Apărării, de Servicii și alte componente esențiale în domeniul apărării ordinii publice, siguranței naționale. Vreau să vă spun că și ieri am avut o poziție cât se poate de constructivă pe un proiect de lege din sesiunea anterioară, care a ajuns în Camera Deputaților, care este cameră decizională, inițiată de un grup de parlamentare ai Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și respectiv UDMR, cu privire la modificarea legii 364, legea poliției judiciare, în care Consiliul Legislativ a dat un aviz negativ. Un aviz negativ în condițiile în care în 2020 a fost promovată Ordonanța 20, care avea conținut identic. Dar deja aspectele din conținutul ordonanței produceau efecte. Am propus un aviz de respingere. Însă cei din actualul arc de guvernamental a propus amânarea. Și am spus, domnilor, pe motive că nu a dat guvernul aviz. Și le-am spus, guvernul, ce o să facă? O să conteste legalitatea care este dată prin acest aviz al Consiliului Legislativ. Este regretabil, îi spuneam și președintelui comisiei,
că trebuia în primul rând să se ocupe de probleme de organizare, planificare a activității și după care să ierarhizeze modul în care să pună pe ordinea de zi problemele. Și vreau să vă spun că în cei 4 ani, într-adevăr, o să ne facem treaba așa cum prevăd actele normative în vigoare. Asta rămâne de văzut, pentru că noi suntem cu ochii pe dumneavoastră. Bun, domnule deputat, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Iată, ne ajungi la final, timpul zboară foarte repede aici la Fotoliul cu Ghimbi. Vă doresc succes în activitatea parlamentară și, ce să zic, și eu sănătate. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o și vreau să le mulțumesc încă o dată hunedorenilor că au fost alături de noi și ori de câte ori consimt că putem să le dăm o mână de ajutor și pentru a cunoaște problemele care le au, să se adreseze la birourile noastre parlamentare. Ușa va fi deschisă permanent și vor găsi înțelegerea necesară din partea noastră. Vă mulțumesc! Stimați telespectatori, Viorel Salam, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Am parcurs subiecte destul de vaste, ca să spun așa, poate ne-ar mai fi trebuit timp ca să le aprofundăm, dar asta este. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai!